Sâmbătă, platoul de marmură din centrul municipiului a fost un univers al gusturilor și tradițiilor autentic sălăjene. Cu ocazia evenimentului Haideați pe la noi, deschideți leada cu zestre sălăjeană, eveniment organizat de primăria municipiului Zalău prin centrul de informare turistică pentru a marca Ziua Mondială a Turismului. Trecătorii au putut achiziționa preparate tradiționale pregătite cu drag de gospodinele din satele sălăjene și să își încânte ochii cu costume populare, brâuri cu sute manual, delicatele pahare de sticlă pictate cu iscusință, figurine de ceapă și așa mai departe. Nu au lipsit nici îmbietoarele sarmale cu păsat, slănină de mangalița, ceapa de pericei, preparatele din carne de porc, sortimentele de brânză, silvoiță, lichiorul de nuci, tradiționala pălincă și gustoasele prăjituri cu nucă ale gospodinelor. La eveniment au participat centrele de informare turistică din orașul Șimleu Silvaniei, comunele Benesat, Bocșa, Camăr, Crasna, Creaca, Ereclean, Horoatu Crasnei, Meseșenii de Jos, Mirșid, Nușfalău, Pericei, Plopiș, Românaș și Zimbor, care și-au prezentat oferta tuturor celor interesați. Am venit cu mai multe produse. Avem din comuna noastră pălinca de la Bocșița, pălinca Aciu, dar vă și arăt. E un brand deja și deja și în alte țări. E foarte gustoasă, produs natural, dânsul e aici cu pălincia dânsului. Avem prăjituri tradiționale, prăjituri din nuci, mai avem mai multe gemuri, silvoiz făcut la ceaun și mă bucur că suntem aici și vă putem prezenta comuna noastră. Avem și aici prezentare din comuna Ereclean de la Mihai Viteazu. Aici este biserica din lemn din Bocșița, cred că cea mai veche biserică din județul Sălaj. Lavanda înființată anul trecut, în toamnă. Acum suntem la început, micile produse ca producători, numai fără alte așa, floare, butași, buchețele, săculeți, sirop de lavanda și cam atât, ceai de lavanda. Deocamdată, pe mai încolo, sperăm să facem produse mai multe și autentice să fie. Venit cu produse ecologice, în special gem de coacă, se vinde coacă, silvoiță fără zahăr și polen. Avem și albine. Avem o fermă ecologică în Popeni de 2 hectare de coacăze și 2 de nuci. Promovăm produsele tradiționale și ne bucurăm că am avut ocazia să le expunem și puteți să degustați. Avem cel mai mare obiectiv turistic din județul Sălaj, adică Castrul Roman Porolisum. Am venit și noi pe platou de Ziua Mondială a Turismului cu unii producători din zonă, adică din Mirșid, Popen, Firminiș și Moigrad, cu produsele lor care le produc și cu mâncăruri tradiționale, adică sarmale cu păsat, sarmale cu orez, ciurigaua, cum se spune în popor, sau pan cu venulei, mălai cu lapte. Promovăm centrul de informare turistică din Crasna. Am venit cu produse specifice locului, ceasuri și alte ornamente din sticlă pictată manual și se pot face în fel de fel de modele la dorința celui care le solicită. Am venit cu murături și dulcețuri făcute de crăsnence, cu produse apicole foarte bune, în special mierea de mană o recomand. Și cam atât. Sperăm să avem o zi frumoasă și să ne țină lumea minte. Suntem de la Centrul de Informare și Marketing Turistic Horoatu Crasnei. Astăzi am venit pe lângă partea de publicitate și pliante, hărți. Am adus și un domn care produce miere. Domnul e de la Horoatu Crasnei, doamna Viorica e de la Stârciu și face cusături tradiționale. Am mai adus pălincă de urez care îi ampalată sub sigla pălincă de Sălaj a unui domn Pavel.
Am adus cocorade de la Stârciu, care e un produs tradițional din zonă. Și alte, am adus și un costum popular tradițional din localitatea Stârciu, puteți să-l vedeți acolo. Astăzi am încercat să aducem câteva produse tradiționale din Șimleul Silvaniei, în special șampania sau vinul spumant de la Podgoria Silvania și produse ale familiei Cordiș de la Siciliana. Printre aceste produse tradiționale avem și câteva pachete de prezentare a ofertei turistice, pentru că este un târg de turism realizat cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului. Așadar, încercăm să ne prezentăm cât de bine putem zona și orașul din care provenim. Produse tradiționale din comuna Pericei, fogăcele cu ceapă, rondele cu ceapă, plăcintă de bădăcin, sărmăluțe făcute în bădăcin, slănină de mangaliță, cârnați de casă. Figurine de ceapă avem pregătit, făcut de noi, caș din satul Sici, țuică avem cu lună de ceapă și așteptăm să ne gustăm. De asemenea, participanții au avut ocazia să admire dansurile populare specifice zonei, să deguste produse locale, să se informeze din materialele de promovare turistică și să participe la concursul cu premii Cufărul cu ghicitorii.